Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică SUA la o nouă analiză. Înainte de a începe să analizăm câteva companii, haideți să vedem indicele fricii și al lăcomiei. Parcă acesta era. Observăm că săptămâna trecută a fost 27. La ora care filmez acum este joi dimineața, 2:20 dimineața și probabil că această cifră de 17 este închiderea zilei de miercuri seara la ora 11, evident ora noastră. Da? Deci observăm dacă de la frică la extrem de frică, deși după cum am văzut eu, bursa americană pe alocuri a crescut destul de mult. Vedem verde, ba 1%, ba 2, ba chiar am văzut undeva aici o cifră destul de mare. BYB 39% într-o singură zi. Bani de bani. Bun, după cum vedem, indicele american, ați observat că în fiecare dată când încep un video, încep cu el. Observăm că a atins această zonă, exact la milimetru aș putea spune, dar nu m-aș bucura prea mult, nu cred că prețul de aici va începe. Eu zic că prețul va face o corecție, va urca, azi deja este joi. Joi, vineri va urca, va merge cumva în lateral, apoi va coborâ și să vedem undeva la 3500 probabil. Dar după ce va face, hai să punem așa, observați o creștere de astăzi destul de frumușică pe indicele american. Deci mă aștept la o creștere, dar nu foarte mare, undeva să spunem undeva pe aici, da? Și o mișcare laterală, să vedem ce fel de pattern va crea această zonă și apoi probabil că știu eu, săptămâna viitoare va coborâ și de aici va urca, dar până atunci vom vedea dacă s-a finalizat acest val 4 sau efectiv suntem într-un trend descendent puternic. Avem nevoie de niște confirmări și aceste confirmări doar prețul efectiv ne-l dă. Bun, pentru astăzi am pregătit o companie de analizat, CSX, dăm click pe ea, hai să o punem la litera C, să ne fie ușor să o urmărim, CS undeva pe aici, X ultimul, dăm click pe ea, încă o dată, mergem pe graficul monthly. Dăm zoom mare, mare, mare să-l vedem în totalitate. Și ce vedem? Un grafic, un trend ascendent de la 0.48 până la un maxim de 38. Astfel de companii este bine să le avem în vedere când tranzacționăm sau cel puțin pentru cei care sunt investitori. Un grafic asemănător este cel de la Microsoft, da? Doar creștere, creștere, evident cu mici corecții. Aici a fost acea pandemie din 2020, observați că scrie. Da, aici cumva războiul și ce inflația și toate celelalte. Evident, din punctul meu de vedere, va fi o corecție, dar haideți să trecem rapid, să etichetăm cumva rapid această companie pe graficul weekly. În continuare, eu mă aștept la o scădere, probabil fie în acest an, dar la un moment dat mă aștept la o creștere destul de mare și pentru cei care sunteți investitori, este bine ca anul viitor să mai aruncați o privire pe acest grafic.
Bun, acest 3 nu-l mai buchițim, doar așa să facem o chestie frumoasă. 3 ABC 4 5. Punem, nu știu, o culoare plăcută, frumoasă, un albastru. Vom coborâ gradul. Punem Super Cycle. Asta să-l punem, de exemplu, Millennium. Acesta îl vom pune sub Millennium, da, un grad subordonat și am ajuns la finalizarea acestui grad, acestui nivel. Și acum vom merge pe graficul daily, ușor, ușor ne apropiem de graficile inferioare pentru a le putea tranzacționa. 3, 4. Da, dacă vreți să aplicăm în Elliot foarte frumos, se vede această creștere, din nou 4, din nou 5, vom coborâ gradul, vom schimba culoarea, nu știu, punem un lila, ia să vedem, se vede foarte clar. Da, nu mai intrăm în detalii, aici avem un ABC, haideți să dăm o leacă de viață și la acest grafic. Vom pune un ciclam. Da. Opa, invers C-ul aici. Repet, este extrem de important și săptămâna trecută, la ultimul video, v-am arătat de ce etichetez, pentru că întotdeauna funcție de cifre, de litere, de culori, eu știu ce va face prețul și ce frumos știam că la final de val C prețul va urca către sub valul 5 din 5 din 3, da, și puteam câștiga o sumă foarte frumoasă de bani pe această creștere. Și undeva aici să există tot felul de metode de analiză tehnică de a vedea când un trend se finalizează. Pardon, evident că aici cumva ne pregăteam să ieșim. Dacă vreți, aș putea. Haideți totul să vă și arăt, să vedeți ce frumos se îmbină. Da, aici din nou vom curca o secundă, vom schimba gradul ca să nu cumva să confund. Punem intermediar, să punem o culoare, nu știu, portocalie. Da, v-am explicat de ce e important, puteam să intru undeva aici. Ia să vă punem noi frumos aici un long. Să vedeți câți bani se putea câștiga dacă știați acest lucru, dacă știați Elliot sau analiză tehnică. Iată că aveam un 5 risk reward, dar dacă puneam un stop loss de 1000 de dolari, aveam 5000 de dolari doar pe această tranzacție. Da, știind că prețul din 4 va urca spre valul 5 în aceste 5 nivele, cum l-am arătat eu, dar nu contează. Haideți să vedem prezentul. Și pentru asta vom eticheta ceva de acest gen. E un pattern puțin mai complex, mai complicat. Vom avea A, A, B, C, B, C. Da, acest și apoi urmează o creștere, o cădere și asta mă duce cu gândul la un pattern mai complex și anume ceva de acest gen, care evident, după cum vă dați seama, acest lucru îmi arată că prețul în continuare va cădea destul de mult. Știu eu undeva până pe la 22-20 de dolari. Ia să vedem noi ce avem pe aici. Aici nu. Nu. Da, cam aici vom pune frumos o zonă și ne vom uita peste 2, 3, 4 săptămâni. Suntem la 27 până la vreo 20-22. Se pot câștiga foarte, foarte frumoși bănuți pe short. Eu v-am indicat să
căutați acele platforme care să vă tranzacționați CFD-uri, așa cum eu sunt din 2007, deci de 15 ani. Mergem pe graficul, să spunem, de 2 ore. Dăm zoom mare, 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 mare. Da, și la modul general, să spunem că am avea această etichetare. Mergem cum să fac 0, 1, 2, 3, 4, 5, ceva de acest gen, pentru că, din punctul meu de vedere, imediat vă și arăt, 5, vom schimba culoarea, asta o să o lăsăm, intermediar, acesta o să punem o culoare, nu știu, roșie, punem minor, punem culoarea verde deschis, da, vom bifa acest lucru ca să observ. Opa, o secundă, ce bine că din greșeală mai este bine să... Hai să lăsăm așa. Să bifăm acest scenariu. Ah, nu, o secundă, că nu mă interesează. Aici am vrut să ajung. Nu aici așa. Asta am vrut să-l pun mai lateral puțin. Avem 3-ul, avem 4. Da, de aici, deci prețul va mai cădea în zilele următoare, apoi va face o corecție, din nou va cădea. Evident că sunt scenarii, dar după cum ați văzut, Elliott-ul se aplică foarte bine. Cu mare, mare verde vom lăsa, într-adevăr, aici. Vom pune 5 Y, vom pune culoarea roșie. Punem frumos aici. Cam cumva așa aș vedea eu evoluția prețului pe câteva zile, chiar săptămâni, și să vedem cu adevărat ce va face prețul undeva în jur de 22-21 de dolari, ceva de acest gen. Deci în continuare, repet, văd short pe această companie cu evident mici corecții. Bun, hai să mai, ieri sau altieri, la ultimul video, am rămas undeva pe la B, unde am rămas, aici, da, dăm click, închidem puțin, ce vedem că ne apropiem de finalizarea valului 4, poate s-a și finalizat, am dat această săgeată verde, în speranța și sunt convins că prețul va urca, va face o corecție. Aduceți-vă aminte de indicele americane SP 500, da? Care deja a început să urce spre sub valul 4. Diferența mare e că sigur am făcut o analiză pe graficul de H4 și s-a dereglat puțin. Acum suntem pe graficul de 2 ore, că așa am rămas. Și pe această companie mă aștept la o corecție și apoi la o cădere. Vă sfătuiesc să nu intrați long pe valul 4, deoarece poate lua forme complexe și dacă nu știți exact ce formă, ce pattern va lua, vă puteți pierde bani. Mai degrabă așteptați finalizarea acestui val 4. Ia să vedem dacă ne ajută. Undeva, să spunem, un print target ar fi undeva în această zonă. Și mai degrabă să prindeți acest short care va aduce bani frumușei. Deci pe Beyonce nu s-a schimbat absolut nimic, direcția este clară de down. Observați că am pus 3-ul. Cine știe când a făcut această analiză, am pus 3-ul pe aici. Prețul mi-a ajuns și în continuare v-am creat acest scenariu să vedem dacă va fi așa. Eu zic că da. Mergem mai departe. Ia să vedem ce avem noi aici. Mergem pe 4 ore.
După cum vedeți, am dat săgeată de în această zonă de la 55 de dolari, am dat direcție short, prețul a căzut de la 55 până la 49, mă aștept la o corecție și din nou la o scădere pe această companie, pardon, pe această companie, 4 n-are ce căuta aici, posibil să urcăm mai sus, dar vom vedea ce ne rezervă viitorul. Deocamdată, după cum vedeți, această companie stă în range undeva din chiar în ianuarie, stă, am identificat un triunghi, sper eu că acest triunghi s-a finalizat, vom vedea dacă prețul va coborâ și ar trebui să nu, repet, să nu treacă de această zonă. Ehehehe. Perfect. Dacă prețul de această zonă va trece, voi căuta un alt scenariu, atât timp cât prețul se află peste această zonă galbenă, mi-aș dori să vedem acest scenariu. Da? De short, închidem C-ul, închidem 2-ul verde și începem să urcăm. Hai să mai luăm o altă companie. Ia uitați ce frumoasă este această companie, cât am muncit la ea. Ce frumos se vede, vă observați. Și aici puteam să mai pun încă 5 valuri, dar nu mai contează. Fiecare val mă ajută foarte mult. De exemplu, aici la finalizarea valului 2 putem să intrăm long pentru că știu că după 2 urmează 3 și de aici de la 69 de dolari puteam să urcăm foarte bine până la 134. Poate nu ajungeam până acolo, dar observați un randament de 90%. Poate nu prindeam 90, poate ieșeam aici, dar chiar și la subvalul 3, da, aveam un randament de 55%, este extraordinar. Și dacă știam Elliot, ne dădeam seama că valul acesta 3 nu este finalizat și aici puteam să reîncărcăm, mai cumpărăm alte acțiuni și odată ce cumpăram acțiuni undeva în această zonă, da, aici ne permitea să mai cumpărăm astfel încât, pardon, așa, astfel încât undeva aici marcam ambele sume de bani și băgam dublu profit în buzunar, adică profitul și pe această acțiune și pe această acțiune. Acțiuni, da? Deci cumpăram un pachet de acțiuni, aici alt pachet de acțiuni, frumos, și aici le vindeam și câștigam bani, așteptam corecția. Observați, am pus iar 1-2, după 2 puteam să intru din nou long și puteam să marchez acest profit și tot așa, în acest motiv eu etichetez valurile că mereu îmi arată ce va face prețul. Hai să punem culoarea roz aici, că este aceeași cu acel triunghi. Da, avem valul B și vom coborâ spre valul C. Și iată că ușor, ușor ne apropiem de valul C. Vom vedea dacă prețul va urca, va sparge această linie de trend specifică acestui triunghi. Este posibil ca acest val să fie finalizat, dar vom vedea cu adevărat dacă va sparge. Ia să vedem ce frumos. Da? Punem frumos valul 5 aici, C-ul, 5-ul. Debifăm această linie verde. Da? Și să vedem, eu zic că mai coboară puțin și apoi să urce. Important este să spargă această linie de trend. Și cel mai important este dacă prețul va coborâ, să nu cumva să coboare prețul sub această linie, că altfel am muncit degeaba și trebuie să luăm alt scenariu. Atât timp cât această linie rămâne intactă și prețul nu ajunge la ea, luăm în considerare acest scenariu și așteptăm finalizarea acestui 5 din C din valul 4. Hai să mai luăm o companie, uite CSCO,
o cunoaște, mi-a cerut-o și voi, am tranzacționat-o și eu, am câștigat bani frumoși, v-am arătat și vouă câștigurile. Da, ce vedem? Observăm că avem, aici vine 1, 2, 3, A, B, C, 4 și vom coborâ spre 5. Deocamdată zic eu că prețul mâine, poi mâine, după o mică corecție, va coborâ, vom închide acest subval 3, vom urca spre 4, dar repet, nu vă recomand să intrați în această zonă, să intrați loc, mai degrabă așteptați shortul. Hai să punem și așa aici o chestie. Da, valul 3, am bifat eu aici 1.61, haideți să vedem dacă cumva s-ar finaliza acest 3 în această zonă la 37.24, va urca până pe aici, apoi va coborâ. În momentul când prețul va ajunge în valul 4 și vom coborâ spre valul 5, atunci vom folosi Fibonacci și vom da un target specific al acestui val, 5 din 5. Și evident că de aici pentru investitori ar fi mană cerească, dar vom vedea ce se va întâmpla peste câteva zile, săptămâni în lume, în America. Da, oricum va fi de lung, dar nu știu cât de mare, deocamdată totul depinde de analiză fundamentală, de bănci. Cât ați văzut că Marea Britanie a suspendat creditarea creditele ipotecare, da, și bursele vineri au căzut, lira a căzut. Da, sunt ceva vremuri puțin mai complicate, dar pentru noi cei care sper din suflet să învățați să tranzacționați și short, va fi mană cerească pentru noi, pentru investitori săraci îi vom plânge de milă, da, pe măsură ce prețul coboară și ei au cumpărat undeva pe martie, aprilie, acțiuni, în special zic eu, am văzut că există cineva pe net, Facebook, YouTube care face reclamă extrem de agresivă și vă promite că sunteți viitorii milionari. Milionari nu sunt nici măcar ei, umblă cu niște mașini de 2 bani, dar sunt extrem de agresivi și vă promite dacă intrați în grupul lor de plătitori și intrați după ei, veți deveni milionari. Sunt colegi de ai voștri care mi-au scris, de ai noștri, de abonați de pe acest canal, care mi-au spus că au sume destul de mari, de 60-80% pierdere lunțe după ei. Aceia habar n-aveau, habar n-au de analiză tehnică, da, și prețul coboară, ei în continuare cumpără și piața în continuare este în scădere. Dar vă mulțumesc să le dați bani, sfatul meu, băgați bani în buzunar, ca să nu pierdeți, evident, și mai mult. Deci am făcut CSQO, mai avem încă vreo 3 minute, hai să mai luăm o companie, CNN. Observați că undeva, cine știe, în iunie am dat short de la 2 dolari și prețul, observați că a căzut până la 0.96. Observați, vom pune valul 5 pe aici și zic eu că va face o corecție și apoi din nou va cădea. Deci aveți mare grijă, ne apropiem de 0, dar nu știu dacă va ajunge până acolo. Eu aș vedea o mică creștere, da, și apoi o cădere pe această companie. Și este bine mai degrabă să așteptați corecția, să intrați short, dacă nu vom vedea undeva prin această zonă de 0.7, să vedem dacă prețul va urca. Evident ne vom uita și la indice american și la ce mai spune Fed-ul și ce mai spune nu știu care, da, și vom vedea ce vom face. Dar la metoda mea de a tranzacționa pe graficul de o oră, nu ne interesează absolut nicio balenă, niciun președinte al planetei sau al galaxiei. Noi tranzacționăm cu stop loss de 2%, căutăm acele tranzacții cu minim 2,5 risk reward. Nu ne interesează absolut nimica de pe planetă și nu ne afectează în tradingul nostru. Bun.
Hai să mai luăm încă una și vorba aia este ora 3 fără un sfert dimineața. Hai să ne mai uităm la coin. Iată ce frumos prețul a mers din valul C, înspre 5 valuri, avem 4, am dat direcție short undeva de la 100 de dolari, chiar 104, prețul s-a dus la 59, da? Și eu aș fi foarte precaut aici, vom vedea ce va face. Ideea este că prețul a trecut de maximul valului 3 și este posibil ca valul 5 să fie finalizat în această zonă. Da, și de aici ca prețul să urce, dar vom vedea cu prima ocazie dacă prețul va avea două variante, fie prețul va coborâ, fie prețul va urca, va coborâ și va urca și atunci ne vom da seama de trend. Deci așteptăm o creștere, o corecție și undeva el se va diviza, fie va urca, fie va coborâ și astfel ne va arăta direcția trendului și dacă va urca va fi minunat pentru unii dintre voi, dacă va coborâ vom pune 5-ul aici și cumva de-abia de aici prețul va începe să urce. Dragii mei, cam aceasta a fost analiza pentru această, pentru mine, noapte, pentru voi, dimineața când vă treziți. Dacă v-a plăcut și sunteți noi pe acest canal, vă invit să apăsați pe acest buton roșu, abonează-te și apoi pe acest clopoțel pentru ca YouTube-ul să vă anunțe ori de câte ori eu postez un video. Pentru toți cei care mă urmăresc, vă rog să dați un like la acest video, apăsând pe acest degețel în sus. În rest, vă doresc o zi de joi superbă, spor la bani, pace în lume și în sufletele voastre și să ne auzim cu bine la următorul meu video. Toate cele foarte bune!